Salutare băieții! Ce faceți? Sper că o duceți bine în noul an. Au trecut cam repede sărbătorile astea, nu? Știu că n-am mai postat de vreo lună, dar m-am gândit la o schimbare de conținut pe canal pentru că simțeam că subiectele pe care le abordam, pe care le-am abordat până acum, nu mai sunt de actualitate pentru mine, adică nu mai vorbesc despre ele cu aceeași plăcere și am zis că trebuie să schimb conținutul pe noul an. De acum încolo vreau să abordez subiecte care chiar mă interesează pe mine și despre care vorbesc cu pasiune, pentru că altfel de ce mai postez? Vreau să postez videoclipuri mai dinamice, adică să nu fie cadrul doar eu și cu peretele din spate, să ne mai plimbăm prin locuri diferite, mai amuzante și care să includă mai mulți oameni. Un subiect la care m-am gândit foarte mult în ultima perioadă este faptul că am început să trăim din ce în ce mai mult online. Viața noastră, dacă stai să te gândești, mai mult de jumătate este online. Avem telefonul cu noi toată ziua, intrăm la facultate, la cursuri online, la liceu, tot așa online. Pur și simplu nu e ok cu mine. Și ai putea spune, păi, Edi, tu nu postezi videoclipuri online? Tu nu ai o viață online? Ba da, am și eu o viață online ca toată lumea. Și adevărat, tehnologia și internetul aduc foarte multe beneficii pentru care sunt recunoscător, nu mă înțelege greșit, însă pot aduce și foarte multă tristețe și singurătate într-un fel. Pentru că dacă stai toată ziua pe telefon, stai toată ziua pe Netflix sau pe calculator la cursuri online, uiți să mai trăiești cu adevărat, uiți să mai interacționezi cu oamenii, uiți să râzi, să te distrezi cu grupul tău de prieteni. Și pandemia a accelerat și mai mult procesul ăsta, ne-a făcut și mai dependenți de internet și de tehnologie. Marele avantaj atunci când mergeai fizic la școală sau la muncă era că interacționai cu colegii, interacționai cu oamenii. Cred că s-a pierdut din acea interacțiune umană și din acea plăcere de a vorbi cu oamenii și de a-i asculta. Chiar și atunci când merg pe stradă, nici măcar nu pot să mă uit la fața unui om pentru că poartă mască. Și culmea e că unii oameni se simt mai confortabil așa, se simt mai confortabil să lucreze de acasă decât să se ducă la birou, unde trebuie să se certe cu colegii, ceva nu merge bine, e mai liniștit de acasă. Prețuiam foarte mult acest aspect social pe care școala ți-l oferea. Asta s-a pierdut, adică eu sunt în anul 2 de facultate și nu am simțit că sunt student. N-am simțit acea viață de student pe care toată lumea o dorește sau de care își aduce aminte cu plăcere. Așa că am luat niște măsuri. Conform aplicației Stay Free pe care am instalat-o special ca să monitorizez timpul petrecut pe telefon, petrec în medie pe zi 7 ore și 44 de minute. Ei bine, vreau să scurtez timpul ăsta la jumate măcar, adică 4 ore. Pentru asta am descărcat altă aplicație numită Stay Focus, care îmi permite să blochez anumite aplicații atunci când vreau să intru pe ele. De exemplu, pot să îmi setez un interval de timp în care pot să intru pe o aplicație sau să limitez timpul petrecut pe acea aplicație. De exemplu, pot să îmi setez maxim 30 de minute pe zi în care am voie să intru pe Instagram. Norocul meu e că nu mă uit deloc pe TikTok, slavă cerului pentru asta. Pe lângă limitarea timpului petrecut pe telefon, vreau să petrec mai mult timp afară. De asta, astăzi mergem în parc și voi o să veniți cu mine. Când vrei să ieși din casă și să-ți limpezești puțin gândurile, chiar și condusul este o metodă foarte bună. Nu și în București, aici e groaznic. Noroc cu muzica care mai salvează situația. Ce mișto e albumul nou de la The Weeknd, e top. Pandemia ne-a forțat să stăm mai mult în casă. Și ce să faci în casă ca să nu te plictisești? E bine, stai pe TikTok, pe Instagram sau pe YouTube. Poți începe chiar să postezi și tu, crezând că like-urile și vizionările o să-ți aducă validare. Când îți dedici toată atenția lumii virtuale, adesea uiți ce contează cu adevărat. Uiți să faci o plimbare prin cartier, 10-15 minute. Uiți să ieși la alergat prin parc sau să ieși la o bere cu un prieten. Să ieși din casă, să te deconectezi de la lumea virtuală și să socializezi în viața reală e atât de important pentru sănătatea ta mentală. Încetează să-ți compari viața cu viețile altora pe care le vezi pe social media, pentru că acolo nu e realitatea. Dacă așteptai un semn că e timpul să ieși naiba din casă, ăsta e. E nașpa că am suspensie letar la trotineta asta. E foarte frumos în parc, chiar dacă e frig.
lumea se dă pe patinoar. Măcar mai sunt unii oameni care mai ies din casă. Mai văd și unii oameni care poartă mască deși nu e nimeni prin jurul lor. Regula asta cu purtatul măștii în spații deschise e ca regula cu trecerea de pietoni. Să treci numai pe unde e trecerea de pietoni. Dar dacă strada e goală, e pustie și nu vine nicio mașină, aștept să se facă verde ca să treci? Sunt de acord cu purtatul măștii în spații închise și în spații aglomerate, dar purtatul măștii peste tot, chiar dacă nu e nimeni lângă tine, nu sunt de acord. Până la urmă, mesajul acestui videoclip este să stai mai puțin pe telefon și mai puțin online și să ieși naiba mai des pe afară, pentru că e sănătos. Da, băieți, ne vedem data viitoare. Până atunci, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!